Viața cu lui. Cred că e cea mai oribilă muncă din lume. Toți se feresc de ea. Urăsc munca. În copilărie încercam mereu să mă fofilez. Dar nu și tata. El nu se plângea. De câte ori treceam pe lângă fabrica de butoaie, el mi-o arăta. Aici am lucrat pentru 50 de cenți pe oră. Și uneori își mai lua o slujbă cu normă întreagă. Fără îndoială munceam mult. Adesea mă întrebam de ce muncește atât. Apoi mi-am dat seama. Avea copii de hrănit. Se înțelege. Eu mâncam cât 10. Cred că ar fi muncit la fel de mult chiar dacă nu ar fi avut copii. Știu eu. Am avut noroc. M-a învățat ce-i munca. S-a lipit de mine. Mai bine mă întorc la treabă, fiindcă nu vreau să-l aud țipând. Știți, ajungem ca părinții noștri. Tata a fost concediat. Vara, anotimpul meu preferat. 2 luni de plăcere netulburată. Aveam 3 planuri mari pentru vacanță. 1. O să not în piscina lui Tadler. 2. O să mă uit pe săturate la televizor. Și 3. În zilele când voi fi foarte ambițios, o să fac aceste 2 lucruri simultan. Da, vacanța mea de vară avea să fie perfectă. Până într-o zi când tata s-a întors acasă la ora 2:15 după amiaza, într-o marți. Lui, ia-ți picioarele de pe canapea! Hei, tată, ce? De ce ai venit așa de vreme? Cum? Îmi scrie autobiografia cumva? Ăsta da, bestseller. Te-am auzit! Tată, de ce te-ai întors deja? Am fost desemnat angajatul lunii. Am liber o săptămână. Voiau să-mi dea și o mașină, dar i-am refuzat. Andy, te-ai întors? E strigător la cer! E ca pe vremea Inchiziției! Mi-am dat demisia, bine? Dă-mi o brioșă, te rog! Și eu vreau ea mea! Tommy, chiar trebuie să mănânci 3? Are voie, e în creștere. Știu foarte bine, dar nu e nevoie să crească într-o singură zi! E glumeț ca întotdeauna. Laura, o jumătate! O jumătate! Andy, laptele fixează calciul în dinți. Da, și va avea nevoie de ei să mestece friptura asta. Din ce naiba o fi făcută? Ne uităm la TV? Bună idee! Fără televizor la masă! Dar ne uităm în fiecare seară. E risipă de curent electric. În plus, e vară, știți că se dau numai reluări. Dacă vreți să vă uitați la televizor, gândiți-vă la filmele pe care le-ați văzut deja. Uite, vă arăt eu cum se face. Ce așa nostim? Mi-am amintit un episod din MASH din octombrie. A fost excelent. Super. În loc de televizor ne uităm la tata gândindu-se la televizor. Tipul ăla cu... Și iată cum vara abia începuse și jumătate din planurile mele se duseseră de râpă. Ajutați-mă să țin asta! Mă duc la piscină! Mă duc la bibliotecă, tata! Pa! Nezărtorilor! Bună, tata! Lui! De tine aveam nevoie, puștule! Ajută-mă să țin raftul ăsta! Hai, ajută-mă! Hai! O să dureze mult, tata! Ce? Te grăbești? Preferi să fii în altă parte? Să-mi faci altceva? Nu vrei să-l ajuți pe iubitul tău, tată? Pierd ultravioletele de dimineață. Da, adevărul e că ești cam gălbejit. Să mergem afară, față palidă. La ora asta ar fi trebuit să fiu la piscina lui Tadler. Trebuie să not. Sunt un copil. Am nevoie de mișcare. Ce idee bună. Uite ce o să faci. Vreau să fugi până la capătul străzii, să iei ziarul și să alergi înapoi. Te cronometrez. 1, 2, aș vrea să am pistol. Bună, lui, ne vedem la piscina lui Tadler. Ia-ți prosopul, hai să mergem. Abia aștept să înceapă școala. Ultimul anunț. Caut supraveghetor pentru grădiniță. Trebuie să fie calm, plăcut și blând cu copiii. Păi da, parcă e scris pentru mine, nu? E strigătorul la cer, Tommy, de câte ori ți-am spus să-ți strângi jucăriile. Ar trebui să-mi trimit CV-ul, nu? Acum, ultimele retușuri. Vinzi Rambler-ul? Da, știu, nici mie nu-mi place, e clasică, ce naiba.
Hei, îți ofer 50 de dolari. Glumești? E o mașină americană clasică. Hei, Anderson, vinzi rabla aia pentru piese? Ține-mă bine lui, încep să mă enervez. E la fel ca Normandia. Mi-am zis că singura soluție era să mă strecor afară înainte să se trezească tata. Ce de vreme te-ai trezit, lui? Ce mai aștepți? Ia o pensulă! Și zilele de vară treceau, treceau și treceau. Cum te descurci, lui? Nu se putea mai bine. Andy, lui, am o slujbă. Slujbă? Exact. Toată viața n-ai făcut decât să gătești, să încureți casa, să mături, să înlăptești și să crești copii. Ce știi tu despre muncă? Aflăm mâine când o să încep. Ce fel de slujbă, mami? Voi fi o doamnă norocoasă. Adică le vei distribui produsele alea de damă prietenelor tale sclifosite? Sunt doar farduri și parfumuri. Bine, bine, fă ce vrei. Du-te să descoperi ce înseamnă să trăiești în lumea asta câinoasă, unde tot se mănâncă între ei, fără nicio deosebire. Tata! Ce? E mai bine așa, prea mult soare enervează. Tu știi mai bine. Te-am auzit. La revedere tuturor, ne vedem de seară. Succes, mama! Mulțumesc, dragii mei. Da, vei avea nevoie, te asigur. Ambuscadă! M-au nimerit! Oh! Am terminat, tată. Bine, e timpul pentru ultimul retuș de vânzare. Ce faci? Nu poți să vinzi casa? Ne știu, îți place aici, da. Dar în momentele de răscruce iei decizii dificile, dragul meu. Dar suntem chiriași. Detalii, detalii. Hei, ofer 50 de dolari pe casă. Ce-ar fi să mănânci casa asta scândură cu scândură, nit cu nit și piuliță cu piuliță? Am curățat mașina ca tata să o scoată la vânzare. Apoi am curățat casa ca tata să o scoată la vânzare. Mi-am zis că dacă nu acționez rapid, tata o să pună semnul de vânzare și pe mine. Dă-mi un pahar, lui. 5 cenți. Ce? Eu am plătit esența. 5 cenți. E bună, lui. Doar dacă vrei să scoți rugina de pe Titanic. Nu s-a plâns niciun client. Bine, produsul tău e jalnic, ai nevoie de reclamă bună. Oh, bună, lui. Hei, ia aminte. O limonadă, doamnă Stillman? Frumoasă ca întotdeauna, numai 5 cenți, doamnă. Poate. Cum adică poate? Sunt 40 de grade afară, transpirați ca un câine. O să vin mai târziu, lui, când nu va fi așa aglomerat. Mersi, tată. Nu-ți face griji, lui. Bătrâna Stillman nu va avea de gând să cumpere oricum. E ca o cămilă adevărată. Bună. Lui, unde ai fost toată săptămâna? Cu tata. Hei, cum suportă? Ce anume? Nu știi tu. Tata n-a fost decapitat? A fost pus pe liber. Nu e adevărat, Grunwald. A demisionat. Tata a auzit de la tatălui Norman, care știa de la tatălui Jenny. Tatăl tău a fost concediat și a luat prea multe zile libere. Oh. Lui, nu fi trist. Dacă ai nevoie de bani, te ajutăm noi. Uite, am 5 dolari. Îți aparțin. S-a rezolvat. Am plătit cheltuielile casei. Mami, tata zice că a demisionat. Dar prietenii mei zic că a fost pus pe liber. Nu folosi expresia asta. E foarte urâtă. Pușcăriașii sunt eliberați. Deci, e adevărat? Pușcăriașii? Da. Despre tata. Vreau să știu. De ce și-a pierdut slujba? Bună întrebare, lui. Dar dacă ești destul de mare ca să vrei să știi, poți să-l întrebi direct pe tatăl tău. Love me tender, love me na, na na ni na na. Tata! Mușcaș! În spate! Ți-am spus să nu mai ai prin surprindere un soldat! Ce naiba? Se pare că te preocupă ceva, băiete! Haide, vorbește! Ce crezi? Spune! Păi, da. Da, are dreptate. Spune-mi ce ai de spus.
dar să nu te înfurii. Ai demisionat sau ai fost concediat? E o întrebare bună, fiule. Serios? Aici. Hai să-ți spun o mică povestioară, băiete. 1942, cornul Africii. Rommel, vulpea deșertului, mărșăluia pe acolo cu armată de tancuri. Cine s-a dus să-l întâmpine? Exact tatăl tău, înarmat cu un priceag și o sticlă incendiară. Mă urmărești? Nu. Bine. Deci, am folosit lupa de la briceag ca să aprind fitilul. Dar afară erau 90 de grade Celsius și am început să am halucinații. Un bunker de nemți în stânga, în dreapta un avion japonez, iar Rommel ne îngropa pe toți. Fitilul s-a prins, un zid de flăcări, ce-i de făcut? O să trec prin flăcări, asta o să fac, chiar prin flăcări! Concediat? Demisie? Astea sunt doar cuvinte. E vorba de principii! Principii! Mulțumesc! Nicio problemă! E bine 25 de cenți bucata? Hai, Flanagan, e bronz, nu aur. Ofer 50 de cenți și nimic mai mult. Mașină clasică de vânzare. Casă clasică de vânzare. Lui, ce faci? Tata vrea să vândă mașina. Vinde și casa? Da. Cumperi mașina, iei și casa. Dar nu ești proprietar, ci chiriaș. Sunt sigură că își va găsi de lucru. Bine, Flanagan, 75 de cenți. Trebuie să accepti. Cred că și-a găsit o slujbă. Magazioner? Haide! Mă tragi pe sfoară? Am 24 de guri de hrănit și un pește mare și gras. Nu-i nimic, lui. Peste 6 luni poate să devină ajutor de casier. Minunat. Lui, ajută-mă să duc astea la mașină. Dacă astea sunt mostrele, nu vreau să văd adevăratele produse. Au! Ești afăr? Vrei să mă însoțești? Ar putea fi educativ. Mulțumesc, dar am altceva de făcut. Cum vrei tu. Hei, lui! Haide, e o vacanță deosebită, puștule. Azi vopsim garajul. M-am răzgândit. Calc-o, mamă! Hei, unde pleci? Nu pierzi, amice! Ai fi curățat vopseaua de pe burlan! Pa, tata! Cine e? Doamna norocoasă! Haide! Sunt lui Băftosul! Ce mai face Andy? Oh, Andy? Foarte bine! E între slujbe! Studiază ofertele de muncă! Ia încearcă asta! E ceață rustică! Plăcut! Cumpăr două sticluțe! Ce mai face Andy? E bine! Și-a luat o pauză. Vrea să încerce altceva. Ia încearcă-l și pe asta, legende urbane. Subtil, dar persistent. Ia o cutie. Ce face Andy? E bine. Și-a luat liber. Vrea să se regăsească. Se întoarce la școală să-și dea masteratul. Încearcă asta, tot ce e sub soare. N-am auzit de parfumul ăsta. Nu există în mod oficial. E o combinație între toate astea. Excelent! Le cumpăr pe toate. Îmi place și vânzătorul. Mă bucur că Andy l-a învoit pe Joe de la serviciu luna trecută. Nu știu cum aș fi născut în lipsa lui. Și micuțul a apreciat prezența tatălui său. Sper că nu i-a creat multe probleme. Nu, nicio problemă. Mamă, de asta a fost concediat tata? Are 11 copii și știe ce important e ca tatăl să fie prezent la naștere. De ce nu a spus nimic? Putea să ne zică de ce a fost concediat? Nu-i sfârșitul lumii să fii concediat, dar nu e deloc ușor. În plus, tatăl tău e mândru. Da, tata era mândru, dar din fericire nu l-am moștenit. De vânzare, garaj clasic. Era timpul să pun piciorul în prag. Numele nostru fusese tărât prin noroi și eu eram cel mai indicat să-l scot de acolo. Scuzați, unde-l găsesc pe domnul Applegate? Care-te, puștiule! Vă rog! Hei, ai grijă! Toți angajații sunt răi. Hei, fii atent!
pe unde mergi? Regret. Ești fiul lui Anderson, nu-i așa? Larry, nu? Lui. Ce cauți aici? Vreau să mă socotesc cu domnul Applegate. L-a concediat pe tata. Concediat? Applegate a zis că a plecat fiindcă nu beneficia de destule concedii. Știam că pleacă în Hawaii împreună cu familia. Care familie? N-am ieșit din Wisconsin. Applegate l-a concediat pe tata fiindcă l-a învoit pe domnul Brown când a născut soția acestuia. Glumești? Hei, Ab! Ai auzit de Anderson? Applegate l-a concediat pentru că l-a lăsat pe Joe să meargă la spital. Hei, Charlie, ai auzit de Anderson? N-a plecat în Hawaii? Applegate l-a concediat. Copilul lui Joe Brown! Hei, Gus, ai auzit? Anderson a fost concediat fiindcă l-a dus pe fiul lui Joe Brown în Hawaii. Nu! Anderson a fost dat afară pentru că l-a lăsat pe Joe Brown să plece la spital când s-a născut fiul său! L-ați văzut pe lui? De obicei nu întârzie. Probabil este cu golanii cu care s-a înhăitat. Dacă iar e un comis voiajor, o să-l strâng de gât. Ce o să-i faci, Andy? O să-l poftesc în casă la desert. Ce? Ce naiba se petrece? Le-am spus de ce ai fost concediat. Ai fost nedreptățit, Anderson, te susținem. I-am spus lui Applegate că dacă nu te primește înapoi, intrăm în grevă. Așa e. Sunteți grozavi, băieți. Mai bun decât tipii din duzina murdară. Și sunteți mai mulți. Așteptați-mă, s-ar putea agrava. Învață-l minte, tată. Sunt Anderson, domnule Applegate. Da. Aha, exact. Apreciez. Da, e perfect, da. O seară plăcută. Exact! Și scuzele să fie înscris în 3 exemplare, clar? Stați puțin! Să-mi faceți 3 copii. Și-a recunoscut vina. Mare angajat. Vrea să reîncepem lucrul de mâine. Și nu numai atât! Nu numai atât! De săptămâna viitoare ne mărește salariul! Sigur, vom negocia mai târziu, dar am pregătit terenul. Bine. Cui este foame? Poftiți, ești în creștere. Hai, mâncați! Ia tot platoul. Lui, vino cu mine. Vreau să știi că gestul tău de azi a fost extraordinar. N-a fost mare lucru. Nu. A fost... Ai dat dovadă de curaj când ne vor invada canadienii. Și o vor face. Vreau să mă însoțești din luptă. Mulțumesc. Mâine reîncep serviciul. Nu voi mai fi aici toată ziua să-ți dau sfaturi, părintești. Dar am încredere. O să încerc să mă descurc singur. Va trebui. De asta, înainte de a reîncepe serviciul, vreau să-ți ofer ceva. Wow! E un nimic. L-am construit în timpul liber. Mi-e grozav. Nu pot să cred. O să fac o avere. Vei fi nevoit. Perfect. Știi cât cere domnul Flanagan pentru o țeavă din aramă? Bănuiești? Ei, băiete, cât costă mașina? Nu mai e de vânzare, domnule. Vă ofer 1000. Regret. 2000. Nu-i de vânzare. Ultima ofertă, 5000. Nu o vindem, e mașina tatei. E singura, firește. Neața lui? Cine era? Un tip care voia să cumpere Rambler-ul, dar i-am spus că nu mai e de vânzare. Bine ai făcut. Din curiozitate, spune-mi cam cât oferea pentru frumusețea asta de mașină. 5.000 de dolari. Cum? 5.000 de dolari? Dar tată, iubești mașina asta. Și pe mama ta o iubesc, dar pentru 5.000... Tată, nu vorbești serios? Hei, lui, dacă din întâmplare, în timp ce eu sunt plecat, oferă cineva 1.000.000 pentru casă, te rog, fă bine și sună-mă, de acord? 5.000 de dolari pentru Rambler. Nu am avut ocazia să not și nici nu prea m-am uitat la televizor. Dar
La urma urmei s-a dovedit a fi o vacanță plăcută.